Acum că știm cum iau decizii roboții, cum învață și cum îi putem controla, hai să trecem și la cea mai complexă serie de provocări și experimente din cadrul cursului. Ne vor fi de mare folos toate cunoștințele acumulate până acum, pe care le vom folosi cum altfel decât într-un mod distractiv. Așa că în această secțiune vom avea sarcina de a-l transforma pe Aimbot într-o mașină autonomă care urmărește un traseu sub formă de linie și reușește să depășească și diversele obstacole care pot apărea în calea sa. Sună cunoscut? Probabil ai auzit deja de mașina făcută de cei de la Tesla, care are funcția de autopilot. Adică este o mașină care se conduce singură. Și nu este unicul exemplu. Companii mari precum Google, BMW, General Motors, Uber sau chiar Apple ori Bosch au propriile modele de mașini autonome. Ceea ce înseamnă că este doar o chestiune de timp până când astfel de mașini vor fi din ce în ce mai prezente pe străzile noastre și nu le vom mai vedea doar în filme sau în jocuri. Până atunci însă, ce modalitate mai bună să descoperim cum funcționează o astfel de mașină decât experimentând cu robotul nostru? Sigur că, la prima vedere, Aimbot chiar seamănă cu o mașină, însă este asta suficient pentru ca robotul nostru să se și comporte ca o mașină care se conduce singură? Hai să vedem! Pentru a se descurca în trafic, mașinile autonome au, asemenea lui Aimbot, o serie de senzori cu ajutorul cărora colectează date din mediul extern și un procesor cu care analizează informațiile primite de la senzori pentru a lua decizii. Desigur că deciziile luate sunt puse în aplicare cu ajutorul actuatorilor. În felul acesta, mașinile autonome se pot deplasa chiar fără intervenția omului, menținând distanța necesară în trafic și respectând regulile de circulație. Mai mult decât atât, pot evita eventualele evenimente neprevăzute care apar în calea lor. Iar în funcție de câtă asistență necesită o astfel de mașină din partea șoferului, se poate vorbi de mai multe niveluri de autonomie. Acestea au fost introduse în anul 2014 de către Societatea Inginerilor din Industria Automotive. Sunt importante pentru că reprezintă un standard la nivel internațional care servește drept referință pentru toți cei care vor să producă astfel de vehicule. Se pornește de la un nivel zero de autonomie, adică situația obișnuită în care șoferul este cel care execută diversele manevre și tot el este cel care ia decizii privind comportamentul în trafic al mașinii. Făcând un pas mai departe, o altă realitate cu care suntem destul de obișnuiți este aceea în care mașinile sunt dotate cu sisteme automate, cum ar fi de pildă sistemul de asistență la parcare sau cel de control adaptiv al vitezei. Prin urmare, acest nivel este unul în care șoferul și sistemele automate cu care este prevăzută mașina își împart controlul vehiculului. De aici încolo, intrăm în zona de autonomie care poate fi doar parțială, cum este cazul nivelului 2, în care sistemul automat preia total controlul mașinii, însă șoferul continuă să fie atent la condițiile de trafic și este pregătit să intervină dacă situația o cere. Iar pilotul automat de la mașinile Tesla se află în această situație. Tendința este însă aceea de a ajunge la autonomie completă, caz în care volanul ar putea deveni opțional, de vreme ce mașinile se conduc singure, oricând și în orice condiții. Până ca acest scenariu însă să devină realitate, mașina dezvoltată de cei de la Google este singura care a atins nivelul 4 de autonomie. Iar o autonomie înaltă înseamnă că mașina nu necesită atenția șoferului, care poate chiar să nu stea pe scaunul dedicat. Acesta are însă opțiunea de a interveni totuși în situații speciale, cum ar fi blocajele din trafic sau condițiile meteo nefavorabile. Indiferent care este gradul de autonomie, pentru că vorbim de sisteme dotate cu senzori și actuatori, precum și cu o unitate centrală de procesare a informațiilor, care este programată să preia datele de la senzori și să le analizeze pentru a determina mai departe anumite acțiuni, putem considera mașinile autonome ca fiind, de fapt, niște roboți. Iar, dincolo de a fi mecanisme care acționează singure,
Modul în care funcționează mașinile autonome este asemănător cu cel al roboților exploratori. Și aceasta pentru că mașinile autonome urmăresc niște reguli prestabilite, cum este cazul regulilor de circulație, însă nu știu sub ce formă sau în ce ordine vor întâlni diverse evenimente pe traseu. Așa că, în această secțiune, îl vom transforma pe M-Bot într-o mașină autonomă. Pentru a simula drumul, ne vom folosi de traseul pentru Line Follower, inclus în cutia robotului nostru. Iar M-Bot va naviga acest traseu, luând decizii privind deplasarea pe baza informațiilor pe care le primește de la senzori. Mai precis, pentru a ști dacă se află sau nu pe drum, va lua în calcul datele furnizate de senzorul de linie. Iar eventualele obstacole care i-ar putea apărea în cale sunt detectate cu ajutorul senzorului ultrasonic. Dincolo de explorarea modului de funcționare a mașinilor autonome, provocările pe care ți le propun te vor ajuta să descoperi și cum anume se programează un robot line follower. Astfel de roboți sunt folosiți nu numai în mediul industrial, în special în depozitele de marfă, ci există și foarte multe competiții la nivel internațional pentru cei pasionați de domeniul roboticii, care includ probe de line follower. Iar aceste competiții variază în funcție de viteza de parcurgere a traseului, de complexitatea acestuia sau de prezența obstacolelor pe traseu. Sigur că M-Bot nu este un robot line follower dedicat, ceea ce înseamnă că dacă te interesează să participi la astfel de competiții, s-ar putea să fie nevoie să îmbunătățești anumite aspecte pentru a-l face mai competitiv. De exemplu, poți crește acuratețea cu care M-Bot detectează linia, chiar și la viteze mari, folosind un senzor de linie cu mai multe emițătoare și receptoare de lumină infraroșie. Pentru că viteza cu care robotul reușește să parcurgă traseul de line follower este de cele mai multe ori un criteriu de departajare, niște motoare mai puternice ar putea ajuta în combinație, bineînțeles, cu senzorii mai avansați, să propulseze robotul cu mai multă putere, câștigând astfel timpi mai buni. Iar, tot din acest punct de vedere, o formă mai aerodinamică ajută chiar și la această dimensiune a robotului pentru a transforma cât mai mult din forța motoarelor în energie cinetică. Și mai contribuie și la menținerea robotului pe traseu. Cum însă nu ne-am propus să pregătim robotul pentru o competiție de line follower, ci mai degrabă ne interesează să aplicăm principiul de funcționare a mașinilor autonome cu ajutorul M-Bot-ului, în clipurile următoare vom descoperi mai întâi cum anume controlăm senzorul de linie, după care vom stabili și cum anume se va comporta robotul în situația în care întâlnește obstacole pe traseu. Așa că, hai să începem experimentarea!